Preoții ar putea fi în curând angajați și salariați ai spitalelor și asta chiar dacă și acum pot fi alături de pacienți când sunt chemați ori își doresc acest lucru. O lege care reglementează angajarea lor le-ar putea aduce însă salarii de până la 1000 de euro pe lună în cazul în care aceasta va fi votată. Prin lege, preoții ar putea fi recompensați suplimentar dacă îi asistă religios pe cei internați în spitale. Și acum, clericii pot fi angajați de unitățile medicale și plătiți pentru serviciile lor, însă prea puțin, spun ei. În acest moment, încadrarea este similară cu a femeilor de serviciu. Potrivit unui proiect de lege care va trece tacit de Senat săptămâna aceasta, clericii vor putea fi angajați ca personal auxiliar spitalicesc. Vor putea oferi servicii religioase de spovedanie și împărtășanie, educație religioasă sau chiar sprijin psihologic și vor fi plătiți cu 4.000-5.000 de lei lunar ca un psiholog, deși nu au studii de specialitate. Inițiativa legislativă le dă posibilitatea clericilor să se angajeze în spitale, cu jumătate de normă, unde sunt 40 de paturi și cu normă întreagă, unde sunt peste 70. Problema este că acolo unde sunt astfel de capele, preoții sunt de negăsit, susțin enoriașii.